Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Sinaxar. Astăzi, 15 noiembrie, Biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici și mărturisitori Gurie, Samona și Aviv. Dintre acești sfinți mucenici, Samona și Gurie s-au nevoit în zilele împăratului Dioclețian și a guvernatorului Antonie. Gurie se trăgea din satul Sarochitia, iar Samona din Ganad. Fiind părâți că sfătuiesc pe oameni să nu jertfească la idoli, îndată i-au spânzurat și pe unul și pe altul de câte o mână, îngreuindu-le picioarele cu pietre și au stat spânzurați de la al treilea ceas până la al șaselea. Apoi, coborându-i, i-au băgat într-o temniță întunecoasă cu picioarele strânse în butuci și au zăcut 4 luni chinuiți de foame și de sete în legături. Apoi, scoțându-i iarăși, au spânzurat pe Sfântul Samona de un picior și, deznodându-i se genunchiul, l-au spânzurat cu capul în jos de la al doilea ceas până la al cincelea, iar pe Sfântul Gurie, lăsându-l mai mult mort decât viu, l-au scos a doua zi și i-au tăiat capul. Iar Aviv, diacon fiind cu rânduiala, a fost părât în zilele împăratului Liciniu că învață în orașe și în sate cuvântul Domnului
De aceea, ținându-l spânzurat și bătându-l, l-au adus iarăși la cercetare și, neînduplecându-se după voia tiranului, a fost dat focului și așa și-a săvârșit mucenicia sa. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Chintian, episcopul Seleuciei, tot într-o această zi, pomenirea binecredincioșilor împărați Iustin și Teodora, pomenirea sfinților mucenici Elpidie, Marcel, Eustohie și cei împreună cu dânsii. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face și pomenirea sfântului mucenic Dimitrie, acesta fiind prins pe vremea împăraților Maximian și Maximin și a guvernatorului Publie, multe chinuri a răbdat pentru Hristos și pe urmă i s-a tăiat capul cu sabia. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului cuvios Paisie de la Neamț. Sfântul Paisie de la Neamț a fost cel mai renumit stareț, dascăl și luminător al ortodoxiei din secolul al XVIII-lea. Paisie s-a născut la 21 decembrie 1722 la Poltava, în Ucraina, numită atunci Malorusia, fiind al 11-lea copil din cei 12 pe care i-au avut părinții săi. Provenea dintr-o veche familie de preoți. La 12 ani, arhiepiscopul Chievului l-a primit pentru învățătură duhovnicească la școala frăției din Chiev, numită și Academia Movileană, pentru că fusese întemeiată de mitropolitul român Petru Movilă. Atras de viața monahală, Paisie intră în 1739 la mănăstire, unde este făcut rasofor, primind numele de Platon. În 1745 vine în Moldova la schitul Dălhăuți, apoi trece în Muntenia la schiturile Trestieni, Poiana Mărului și la Cârnu Buzău. Starețul duhovnic Vasile de la Poiana Mărului îl sfătuiește pe tânăr să meargă la muntele Athos pentru a se desăvârși în viața întru Hristos. Ajunge aici la vârsta de 20 de ani. Timp de 4 ani locuiește singur într-o peșteră. În 1750 este vizitat la muntele sfânt de cuviosul Vasile, părintele lui duhovnic, care îl călugărește, dându-i numele de Paisie, iar la 36 de ani este hirotonit ieromonah de către episcopul Grigorie de la Athos. Cu binecuvântarea patriarhului Serafim, Paisie întemeiază schitul Sfântul Ilie cu 5 chilii, care ajunge la 60 de ucenici. Aici învață greaca de la monahul Macarie și începe traducerea din această limbă în slavonă a scrierilor sfinților părinți. Rămâne la Athos timp de 17 ani, după care, în 1763, se întoarce în țară împreună cu 64 de ucenici, stabilindu-se la mănăstirea Dragomirna, unde va rămâne 12 ani, formând o obște de 350 de monahi, pentru care a alcătuit un regulament monahal cunoscut sub numele de Așezământul Starețului Paisie. Regulamentul în 8 puncte era elaborat după rânduiala monahală a Sfântului Munte Athos și prevedea sărăcia de bunăvoie, spovedania, petrecerea până la moarte cu frații soborului, citirea Sfintelor Scripturi și a învățăturilor Sfinților Părinți, ținerea posturilor, participarea la slujbele mănăstirii. Starețul trebuia ales de obște și confirmat de mitropolit. Se înființează bolnița, spitalul mănăstirii, unde erau îngrijiți călugării bolnavi, dar și mirenii săraci sau bătrâni. Paisie continuă traducerile din Sfinții Părinți, din Sfântul Antonie cel Mare, Petru Damaschin, Isaia Pusnicul, Marcu Ascetul, Teodor Studitul. Traduce din limba greacă în slavonă
viața Sfântului Grigorie Sinaitul de Patriarhul Calist, Filocalia la cererea Mitropolitului Gavril al Petersburgului, tipărită aici în 1739. Paisie scrie și o lucrare proprie în 6 capitole despre rugăciunea minții. În anul 1775, Bucovina este ocupată de austrieci. Însoțit de 200 de ucenici, Paisie se stabilește la mănăstirea Secu, unde rămâne timp de 4 ani. În 1779, la cererea domnitorului Constantin Moruții, Paisie devine egumenul mănăstirii Neamț. Aici, activitatea sa este foarte bogată, întărește regulamentul după modelul atonit, construiește un spital, o casă de oaspeți, chilii noi, iar numărul monahilor de mai multe etnii crește rapid la peste 800. Formează 2 echipe de traducători copiști și critici, între care se numără și el, și care lucrau la revizuirea și traducerea în română și slavonă a scrierilor filocalice. Numărul total al manuscriselor elaborate în timpul său se ridică la 300, dintre care 44 sunt alcătuite de el însuși. A fost preocupat și de muzica liturgică, organizând o școală bisericească de muzică corală, realizând translația muzicii bizantine pe notație liniară și introducând pentru prima oară cântarea crezului de către toți credincioșii în biserică. Mănăstirea Neamț devine astfel un foarte important centru monahal ortodox și școală a vieții sihastre, reprezentând inima culturii duhovnicești pentru tot Orientul Ortodox. În obștea sa s-au format duhovnicul Visarion, starețul Gheorghe de la Cernica, ierodiaconul Grigorie Dascălul, arhimandritul Irinarh Roseti și cuviosul Iosif Pusnicul de la Văratec, iar el a fost ridicat la rangul de arhimandrit de către arhiepiscopul Ambrozie de la Poltava. A trecut la Domnul la 15 noiembrie 1794, la vârsta de 72 de ani, fiind înmormântat în biserica mănăstirii Neamț. Cuviosul Paisie a fost cinstit dintotdeauna ca sfânt de către români, chiar din timpul vieții, iar câțiva ucenici i-au scris viața după plecarea sa la cele sfinte. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.